culturale, educaționale, recreative, ce vor avea loc pe 1 iunie și în weekendul 4-5 iunie. Totodată, celelalte activități culturale care se pot desfășura în perioada mai-iunie în municipiul Buzău. Alături de mine sunt doamna directora Centrului Cultural Florina Cotărdinche, domnul director de la Floria Buzău, domnul Ion Cazan și Ștefan Craiu, președintele Asociației Culturale Pe Bune, partenerul primăriei municipiului Buzău și a Centrului Cultural în proiectele Școala din Parc și Festivalul pentru Copii Antante. Noi pe 1 iunie am gândit lansarea oficială a celor două mari proiecte, Școala din Parc și Festivalul pentru Copii Antante, și vom avea o serie de activități foarte frumoase pentru copii, o să le detalieze colegii. Iar alături de Gloria Buzău vom avea și activități de încurajare a sportului cu secția Sportul pentru Toți.